Salut, sunt Ovidiu de la oglindauto.ro și în acest video o să vă arăt cum se schimbă o sticlă de oglindă la un Opel Corsa D. Tu le găsiți la noi pe site, o să vă las link în descriere. Vino să mă ajuți. Bun, ca să scoatem sticla veche, se împinge în partea asta, se bagă două degete în spatele ei și se trage afară. Vă recomand să nu cumpărați cel mai ieftin producător. Ok, acum e poziționată și acum apăsăm pe ea. Și gata, asta e tot. Ați văzut ce ușor a intrat? Din cauza asta vă recomand să nu cumpărați cel mai ieftin producător, să cumpărați unul mai decent. Mulțumesc!